Mulțumim pentru că sunteți cu Europa FM pe drum cu prioritate și acum la rațiunea zilei. Cătălin a sosit în studio. Salut, Cătălin! Salutare! Ce mai faci? Te văd așa vesel că ai aflat răspunsul la ce ne întrebam noi ieri. Ce facem oare cu creșterea economică? Și... O împărțim! O împărțim! O dăm, dacă tot avem, e ca atunci când aduci în casă 2 lei în plus și ce facem? Îi petrecem, dai soție. Corect, corect, corect. Hai să auzim despre ce este vorba. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Astăzi în Parlament au fost adoptate două legi prin care sunt majorate salariile bugetarilor. Una care majorează salariile bugetari, tuturor bugetarilor, cu un sfert din mărirea la care ar fi avut dreptul dacă s-ar fi aplicat legea salarizării aia veche. Știu că sună complicat. Deci cumva să ne dreptățiți. Da, în loc să li se dea cât era în lege, care a fost amânată, prorogată și așa mai departe de către diverse guverne, li se dă doar un sfert. Dar atenție, din legea aia nu toți primeau măriri, erau niște calcule, niște reașezări de grile, dar acolo unde se întâmpla, se dă un sfert din mărirea pe care ar fi trebuit să o aibă prin lege. Asta puteți să mulțumiți guvernărilor care vin ele așa din trecut de prin guvernările Dragnea, după care au trecut pe la PNL, mă rog, chestia asta așa se întâmplă. E... Legi care nu se aplică. E... Da, legi care nu s-au aplicat la vremea lor și nu se aplică nici acum. Mai e o lege de felul ăsta, aia cu profesorii, care, cu care i-a păcălit domnul Tăriceanu când era dumnealui premier, 2008-2009, știi? Și, sau înainte de 2008, da, cred că era înainte de alegerile din 2008 și le-au promis o mărire atunci, nu s-a întâmplat niciodată. Ok. Mai e o lege, în afară de asta, deci în afară de asta, care acționează așa, ca o pătură pentru majoritatea oamenilor, se măresc salariile pentru angajații din Ministerele Sănătății, Culturii, Transporturilor, Sportului, dar și pentru cei care gestionează fonduri europene. Sănătate, cultură, transporturi, sport, da? Și se măresc la sănătate cu 25% la personalul care lucrează în minister. Deci, atenție, nu la spitale, medici, nu în spitale. Probabil că diferențele erau atât de mari între spitale, personalul medical și cel care lucra în minister, că... Plecau cei din minister, plecau afară la muncă. Ministerul Sănătății este un loc depopulat de profesioniști. Dau un exemplu că-l știu din discuții cu experți. Exemplu, acolo nu există un serviciu care să avizeze arhitectonic spitalele care se construiesc sau care ar trebui să se construiască. Asta e o muncă specifică, separată, foarte pretențioasă, cu calificări înalte. Există o singură doamnă, acolo un singur funcționar care avizează astfel de spitale, da? Și nu putea să ducă toată munca asta. Da, mă rog, în fine, probabil că au loc și angajări. Eu încerc să vă dau niște explicații. Nu vă enervați, nu o trageți în pianist, ca să zic da, așa. Dar nu ne enervăm, suntem da, foarte relaxați. Da, nu, oameni, cum zic, 25%. După care, la transporturi, pentru funcționarii publici de acolo se dă o majorare de 15%, cultură și transporturi, e vorba din minister, da? Aparatul ministerului, dar și pentru personalul contractual din aparatele ministerului, dar și din serviciile deconcentrate ale instituțiilor de la cultură, transporturi și asta. Deci cele care sunt direcțiile de drumuri, poduri, direcțiile de cultură de prin țară. Acum, eu nu știu care e motivul, poate salariilor fi fost foarte mici. Și cei care lucrează pe proiecte europene pe la instituțiile lor au niște măriri la salariilor de bază sau dacă sunt solde sau salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare cu până la 50% ca să scoți banii europeni mai repede. Astea sunt prieteni. Acum, sigur că o astfel de măsură pare injustă și creează nedreptate, ceea ce în mare măsură este adevărat. Pentru că în privința oamenilor care lucrează la privat în țara asta, o mărire de 15, 25 sau 50% este absolut de neimaginat în zilele astea. Sau se obține, nu știu, din... Sau se obține foarte greu. 6 în 6 ani sau 10 ani. Da, o chestiune de genul ăsta. E modul în care statul român a ales să se dezvolte. Asta e. Ca să știți că va veni vremea votării la un moment dat. Ideea că unele salarii se măresc prin lege, nu prin performanță. Cam asta da, vreau să spui, pentru că dacă e să ne gândim la sport,
Ministerul Sporturilor ce performanță a avut? Nu are nicio performanță și el ar putea să spună că tocmai de aia n-avem performanță, că nu putem să atragem și noi profesioniști aici. Știu argumentele... Transporturi. Trebuie căutate cu echilibru, dar în România, în direct, v-am arătat cu asupra de măsură împreună cu profesorul Păun că, de fapt, statul român, înmulțind banii pe care îi cheltuiești în zona asta unui stat mărit și ineficient, nu mai are loc să respire de taxe, adică nu mai poate să taie din taxe. Nu poate, de exemplu, să scoată acciza de la benzină să o facă mai mică. Lucru care ar fi contribuit tuturor în mod egal în țara asta, că cu toții avem nevoie de benzină, da? Nu poate să facă lucrul ăsta, în schimb să spună domnul Ciolacu acum sau cine, și domnul Ciucă, că e premier, da? Nu trebuie mai mult pe domnul Ciolacu, că el pare a fi șeful la România astăzi. Păi, de unde sunt banii ăștia? Din creșterea economică, adică serios, de acolo am strâns brusc mai mulți bani? De ce am hotărât să-i plătim acum? Se trăiește prost în România? Toată lumea trăiește foarte prost în România. Și nu putem să vedem statul, că nu v-au votat doar oamenii ăia. Și oamenii ceilalți au nevoie de un tip de ajutor, de îndrumare sau de un ghidaj. Și o să-ți răspundă că da, am făcut asta, am plafonat prețul gazelor, prețul electricității și așa mai departe. Explicații se vor găsi întotdeauna, dar e foarte bună întrebarea ta și poate dezvolți subiectul într-o ediție, da, România. Nu știu dacă mâine, că mâine totuși e ziua copilului, mă rog, mă tot macină întrebarea asta, dacă nu fi ceva cu școala. Merită, domnule, să mai faci un copil aici, să-l faci în România, să-l crești în România sau îl faci direct în afară? Eu încă mă mai gândesc, nu mă întreba pe mine, n-am găsit răspuns. Da, repede ai bătut în retragere, serios, eu... Mulțumim, Cătălin! Da, 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 da. Muzică de ieri și de azi. It's like having the world's music on shuffle. La Europa FM.